Bun găsit, doamnelor și domnilor. Gheorghe Dincă, suspectul în cazul crimelor din Caracal, a stat mai bine de o oră la Institutul de Medicină Legală. Dincă vrea un certificat medico-legal după ce a acuzat el că a fost bătut de anchetatori. Pe de altă parte, procurorii vor să afle dacă a avut sau nu discernământ în momentul în care a comis faptele pe care le-a mărturisit zilele trecute. În acest caz, chiar mărturia lui ar putea fi pusă sub semnul întrebării. Medicii de aici au informații că în urmă cu 10 ani individul a mai fost internat la psihiatrie pentru tulburări de personalitate, însă expertiza va începe acum de la zero. Omorât pe fete, unde sunt cadavrele? Cu ce v-au greșit fetele? Gheorghe Dincă a fost scos puțin după ora 9 din Spitalul Penitenciar Jilava, unde a fost internat miercuri după amiază. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a acuzat dureri în piept și la nivelul coastelor, explicând că ar putea avea o fractură provocată de anchetatori. Suspectul crimelor din Caracal susține că atunci când oamenii legii au descins la locuința sa pentru percheziții, l-au lovit cu picioarele. Medicii vor verifica dacă ce spune Gheorghe Dincă se confirmă și a suferit sau nu răni specifice agresiunilor. Vis-a-vis de mutarea asta lui, pasului strategic așa, cred că așa se justifică. Poate că nu o să apară nimic, că se uitau oamenii și îl vedeau cum zburda prin grădină, cum mergea, nu știu pe unde, a plimbat pe poziții, ba la Olt, ba la Dunăre, ba nu știu pe unde, și nu se văita. Dacă era ceva, s-ar fi văitat imediat. O astfel de și reclame acolo. Eu cred că vrea să schimbe declarația, da? Să zic că, domnule, eu am fost, mă rog, forțat, agresat și de asta am dat nu știu ce declarație pe acolo. Să vedem care-i pasul lui următor. Suspectul va asista ulterior la perchezițiile informatice asupra celor trei telefoane mobile ridicate de la casa din Caracal. Perchezițiile se vor face la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. În tot acest timp, cercetările la locul groazei sunt blocate, întrucât procurorii vor ca suspectul să fie de față, iar expertiza psihiatrică va fi făcută abia săptămâna viitoare. Dacă vor ajunge la un rezultat care va spune că individul nu are vreun discernământ, Gheorghe Dincă ar putea să scape de răspundere la penală. În continuare, sunt mai multe semne de întrebare decât certitudini. Deși individul a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra și Luiza, nimeni din anchetă nu poate spune clar că fetele sunt moarte. Mărturiile individului cum că ar fi aruncat cadavrul acesteia într-un râu sunt considerate de anchetatori confuze. Gheorghe Dincă va fi dus mâine la detectorul de minciuni, deși acesta a avut în trecut 8 internări la psihiatrie. Asta după testare, anchetatorii speră că vor avea încă un element care să le indice dacă suspectul spune adevărul despre uciderea celor două tinere sau minte. Totodată, procurorii ar putea relua cercetările la casa lui Gheorghe Dincă după ce ieri hotărâseră să asisteze verificările până la externarea presupusului criminal. Cu detalii vine colega noastră Liliana Năstase. Liliana, bun găsit! E aici o controversă. În unele cazuri, specialiștii spun că nu poate fi considerată probă această testare la poligraf. Și pe de altă parte, aici avem de a face și cu o persoană care nu ar putea fi testată pentru că are o problemă de sănătate, nu? Testarea la poligraf nu este o probă certă într-un dosar penal, însă poate ajuta anchetatorii în elucidarea unor mistere care există în cauza respectivă, iar aici există numai mistere, deocamdată nu există niciun fel de certitudine. Momentul ducerii lui Gheorghe Dincă la poligraf nu are nicio relevanță, pentru că deocamdată nu au fost audiați nici măcar toți martorii, nu au fost expertizate telefoanele și nu au fost făcute încă probele care trebuiau făcute încă din primele ore, ca să nu spun în primele zile. Deja noi ne îndepărtăm de o săptămână și nu știm decât că Gheorghe Dincă a acuzat probleme de sănătate, a fost imediat internat,
Se pare că s-a internat o săptămână, i s-a făcut pe plac și a fost dus astăzi la Institutul de Medico-Legal pentru, de Medicină Legală pentru a i se scoată un certificat medico-legal conform căruia ar fi fost bătut și în timpul descinderii în care a fost reținut. Acum probabil a fost dus înapoi să se odihnească la Spitalul Penitenciar Jilava. Cercetările la fața locului au fost sistate, dosarele s-au plimbat de la un parchet la altul. Imaginați-vă că au trecut doar o săptămână și acest dosar a fost pe rând la parchetul judecătoriei Caraca, la parchetul tribunalului Olt, la DIICOT Craiova, iar astăzi a ajuns la DIICOT București, la DIICOT Central. Și nu s-au făcut cercetările de bază, iar el este condus la detectorul de minciuni, care, repet, nu este o probă relevantă. El a suferit în trecut, conform fișe medicale, anumite afecțiuni psihice, care nu suntem siguri că nu mai suferă. Asta nu înseamnă că n-ar fi avut discernământ în momentul comiterei presupuselor fapte. A avut probleme mari cu alcoolul, probleme despre care nu știm dacă le mai are în prezent. Telefoanele nu au fost expertizate, deși în casa lui a fost găsit chiar și un telefon al unei tinere care a dispărut și ulterior a fost găsită moartă în Craiova în urmă cu 4 ani. În cazul Luizei, fata dispărută în urmă cu 3 luni, nu s-a găsit nici măcar o probă indirectă în ceea ce privește pe Gheorghe Dincă, deși acesta a recunoscut într-un cadru informal și apoi a semnat un proces verbal că ar fi ucis-o. Există mai mulți zvonuri decât certitudini și din acest motiv pare mai degrabă o procedură de cancan ducerea lui în acest moment al anchetei. Și în condițiile în care, repet, nu se știe dacă a avut sau nu a avut discernământ, nu s-a făcut expertiza psihiatrică, înțeleg că se face săptămâna viitoare, pentru că acum este bolnăvior. Și cu toate acestea, el urmează să fie supus detectorului de minciuni în condițiile în care, repet, nu se știe dacă el are sau nu are discernământ. Da, mulțumesc pentru această informație, Liliana Năstase. Din ce în ce mai încurcate ițele în această chestiune. Încă o dovadă că ancheta în cazul presupuselor crime bate pasul pe loc vine și de la Poliția Caracal. Anchetatorii l-au audiat abia acum pe unul dintre martorii cheie în dosar. Este vorba despre șoferul mașinii albastre în care Gheorghe Dincă apare în înregistrările video în ziua în care a fost ucisă, în care ar fi fost ucisă Alexandra. Șoferul autoutilitarei l-a lăsat aproape de casa sa, de mașina sa, la câteva ore după ce fata a sunat disperată la 112. Șoferul mașinii albastre, patronul unei spălătorii aflată în apropiere de Casa Groazei, este ultima persoană care a vorbit cu Gheorghe Dincă înainte ca acesta să o surprindă pe Alexandra chemând ajutor. Gheorghe Dincă ar fi plecat din locuință ca să cumpere cremă de la farmacie, dar și ca să scape de bijuteriile fetei pe care le-a aruncat într-o curte din vecinătatea hotelului. Alexandra a sunat la 112 la ora 11:23. Cel mai probabil, bărbatul s-a întors la Casa Groazei, unde ar fi ucis pentru ca mai apoi, la ora 13, să apară la locul unde și-a lăsat mașina. De această dată a venit însoțit de un bărbat care conduce o autoutilitară albastră. Alte imagini surprinse de camerele de supraveghere arată că înainte a fost surprins la un mall din Craiova. Acolo și-a încărcat cartela prepaid a telefonului. Înregistrările au ajuns și pe masa procurorilor, care încearcă să refacă pas cu pas traseul parcurs de Dincă. DIICOT București anunță că a preluat dosarul de la Serviciul Teritorial Craiova, având în vedere complexitatea cauzei prin ordonanța procurorului șef. Ieri, specialiștii IML au stabilit că oasele calcinate găsite într-un butoi aflat în curtea casei lui Dincă din Caracal aparțin unei persoane cu vârsta între 12 și 17 ani, detalie mică. Consiliul Superior al Magistraturii discută suspendarea din funcția procurorului din Caracal, care nu ar fi permis percheziția în casa lui Dincă înainte de ora 6. Vorbim despre Ovidiu Popescu, cel care a instrumentat dosarul dispariției Alexandrei Măceșanu. Popescu este cercetat disciplinar de inspecția judiciară, care îl acuză de gravă neglijență.
Și tot astăzi începe un control de amploare la parchetul judecătoriei Caracal privind dosarele, privind dosarele de viol. Alina Sorocean ni se alătură cu informații. Alina, ce date ai? Găsit de aproximativ o oră, Ovidiu Popescu se află în fața direcției de procurori în materie disciplinară din cadrul CSM. Astăzi se propune suspendarea sa din care o privește pe Alexandra și în același timp este a dat explicații în fața oamenilor. Legea a fost audiat la parchetul de pe lângă judecătoria din Caracal. Știm foarte bine că procurorul este acuzat că nu a permis pătrunderea polițiștilor în locuința suspectului înainte de ora 6. Inspecția judiciară a cerut suspendarea acestuia din funcția de procuror până la finalizarea anchetei. Astfel, Ovidiu Popescu, cel care s-a ocupat de dosarul dispariției Alexandrei, este audiat în aceste momente aici la CSM, dar a fost audiat și la secția de îndrumare și control din cadrul parchetului general. În același timp, Ministerul Public a anunțat astăzi că procurorul general a dispus un control la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal pentru a vedea dacă au fost respectate dispozițiile în cazul dosarelor penale. Mai exact, se verifică primirea, înregistrarea, repartizarea și continuitatea în soluționarea lucrărilor și a dosarelor penale. Este atent verificat traseul dosarelor care vizează infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și viol și toate dosarele care au fost soluționate de la 1 ianuarie 2018 până în prezent. Ovidiu Popescu nu a dorit să facă niciun fel de declarație atunci când a ajuns aici la sediul CSM. Rămâne de văzut însă ce a spus în fața magistraților de la CSM și dacă va dori să facă declarații atunci când va părăsi sediul. Mulțumesc pentru informații. Au apărut detalii terifiante despre casa lui Gheorghe Dincă. Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul avea două așa numite camere de tortură în locuința ororilor din Caracal. Anexa în care Luiza și Alexandra se presupune că ar fi fost ținute este un adevărat labirint. Dincă avea canapele bătute în perete, dar și două reșouri pe care le folosea pentru a furniza căldură sau pentru a prepara mâncare. O casă ca o fortăreață, cu zeci de capcane și secrete, cu maluri de pământ care se întinde pe anumite porțiuni în camere, o canapea din beton și gropi astupate cu ciment. Sunt doar câteva detalii de coșmar care descriu casa ororilor din Caracal. Casa criminalului Gheorghe Dincă este un adevărat labirint în care sunt ținute cele mai negre secrete. De 7 zile, anchetatorii scotocesc prin casa individului care a șocat o țară întreagă. Acum a fost descoperită și o cameră specială în care erau ținute sechestrate victimele. O canapea este zidită în perete, iar în aceeași cameră există și o improvizație de reșou unde, cel mai probabil, criminalul făcea mâncare. Tot aici, anchetatorii au găsit o mizerie de nedescris. De altfel, Gheorghe Dincă a declarat în timpul audierilor că a ținut-o sechestrată în casă pe Luiza Mihaela Melencu timp de 2 luni, din aprilie până la mijlocul lunii iunie, atunci când ar fi ucis-o. Mai mult, criminalul a explicat că în ziua în care ar fi omorât-o pe Alexandra, a mers la farmacie pentru a cumpăra ceva pentru fata de 15 ani care era rănită la mâini din cauza sârmelor cu care era legată. Comportamentul criminalului, dar și camera specială găsită în casa sa arată că acesta era pregătit pentru a le ține sechestrate pe fete pentru o lungă perioadă de timp. Și curtea lui Dincă arată ca după bombardament, camioane de haine vechi, munți de gunoaie și mașini dezmembrate. Semn că în trecut aici a fost un atelier auto. Anchetatorii au mai găsit și o bârnă de lemn suspendată pur și simplu într-o locație care seamănă a garaj. Tot în curte au fost găsite și gropi cimentate. Oamenii care i-au trecut pragul spun că era un adevărat dezastru. Era o curte plină de câini și de fiare, conducte sparte din care țâșnea apa. Un bărbat căruia Dincă voia să-i vândă casa a descris în amănunt locația ororilor. Ne-am văzut în viața mea așa murdărie ca în acea curte. Era o curte plină de câini și de fiare. Avea un beci săpat de el în care a vrut să mă bage, dar am refuzat. Ce m-a frapat e faptul că era o conductă spartă din care curgea apa în casă. Mi-a spus că e de mult timp așa.
Procurorii scotocesc proprietatea acestuia în căutare de dovezi noi. Între timp, sute de oameni s-au adunat la casa suspectului, revoltați de cele întâmplate. Unii dintre ei cred că fetele sunt încă în viață. Vreau să dau pe rețele de socializare ca duminică sau o să cădem de comun acord să facem un marș al tăcerii cu lumânări aprinse la ceas de seară. E păcat, nu știm, e punctul meu de vedere, nu cred că aceste fete sunt moarte. Este punctul meu de vedere. Urmăresc și eu cazurile, chiar dacă trăiesc departe de țară. Bărbatul a povestit că și fiica sa a dispărut, iar autoritățile, ca și în cazul Alexandrei, nu au făcut nimic. Am să las pentru toate televiziunile, am în buzunar, da? Tot cazul fiicei mele. O fac nu să... Zice să nu se înțeleagă. Haideți să nu trimitem în zona politicului tragedia noastră, dispariția fetelor noastre, pentru că am întrebări care sper să nu fie retorice. Ne mai aduce cineva nouă copii înapoi? Suferă cineva alături de noi? O minune în România ține 3 zile. Apar noi detalii în cazul de la Caracal. Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dincă din tinerețe povestește că în ziua în care Alexandra a fost răpită în zona casei unde locuiește, acesta era o înmormântare. Atunci ar fi adus-o pe fetița de 15 ani acasă. Potrivit acestuia, presupusul criminal a parcat rapid mașina în curte și părea grăbit. Paul Mieilă și Gheorghe Dincă au fost colegi de școală, au copilărit împreună, au lucrat împreună, iar după ce s-au căsătorit au fost vecini de bloc, iar apoi de cartier. Omul mai spune că după ce s-au mutat la casă, relația dintre ei s-a răcit. Între timp, Dincă a fost plecat în Italia, iar la întoarcerea în țară își schimbase comportamentul radical. Se izolase de toată lumea, povestesc vecinii, iar fără acordul lui nimeni nu se putea apropia de casa lui. Mieilă vine acum cu detalii despre ziua în care Alexandra a fost răpită. Miercuri, pe 24 iulie, eu și soția mea am mers la înmormântarea fratelui. Chiar dacă mă deplasez greu, trebuia obligatoriu să merg. Și rețin foarte bine ora când am ajuns în fața casei lui Dincă, pentru că soția s-a uitat la ceas. Dorea să vadă cât am mers pe jos. De la casa mea până la el nu e mult, dar eu am parcurs drumul într-o oră. Mergeam, mă opream, foarte, foarte greu. De aceea știu foarte sigur că la ora 10:30 am ajuns în dreptul casei lui Dincă. Ba mai mult, Paul Mieilă a dat detalii și despre comportamentul lui Dincă din acele momente. Era grăbit, a zis că n-are timp. La ora 10:30 exact când am ajuns noi în fața casei lui Dincă, l-am văzut și pe el. A parcat mașina peste drum, a coborât, a traversat, a deschis porțile în grabă și a intrat. A băgat urgent mașina în curte, era grăbit, nu agitat. A trecut pe lângă mine și nici nu m-a salutat. La 10:30 a băgat-o pe Alexandra în casă. Acum știu sigur. Nimeni de la poliție n-a venit să mă întrebe ceva. Mă duceam eu să le zic, dar v-am zis, mă deplasez foarte, foarte greu, a mai povestit bărbatul. Jandarmii chemați să intervină în cazul Alexandrei au spus că aveau alte priorități în acel moment. Este concluzia raportului Ministerului Afacerilor Interne, care cercetează cum au acționat forțele de intervenție în ziua în care adolescenta a avut nevoie de ajutor. Potrivit documentului, jandarmeria a refuzat să trimită luptători de la Brigada Mobilă Craiova pentru a sprijini ancheta. Ofițerul care coordona acțiunea din noaptea percheziției de la casa lui Gheorghe Dincă a cerut comandantului brigăzii, care 20 de jandarmi, să le acorde sprijin polițiștilor. Comandantul a refuzat, motivând că oamenii săi sunt ocupați cu alte misiuni. Potrivit raportului Ministerului Afacerilor Interne, în jurul orei 1, adjunctul șefului IPJ Olt încerca să pregătească intervenția, asta după ce s-ar fi contrazis cu procurorii care voiau să aștepte ora 6. Ulterior, el a chemat niște ofițeri de la trupele speciale, dar pentru că aveau de mers la 3 adrese, comisarul șef Alexe Nicolae a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe adjunctul șefului grupării mobile de jandarmi Craiova, colonelul Botan, solicitând ajutor. Răspunsul jandarmeriei a fost halucinant. De asemenea, polițistul a dispus șefului SAS să-i pună la dispoziție două grupe, câte 7 oameni, pentru perchezițiile ce urmau a fi efectuate. Totodată a luat legătura telefonic cu adjunctul șefului grupării mobile jandarmi Craiova, colonelul B, solicitându-i să fie sprijinit cu 20 de jandarmi. Însă acesta a refuzat, spunând că are oamenii în dispozitiv. Ulterior, comandantul IPJ Olt, domnul colonel D, a pus la dispoziție 10 jandarmi în sprijin pentru efectuarea perchezițiilor domiciliare, aceștia prezentându-se la ora 5:30 la sediul poliției municipiului Caracal. Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, spune că a fost vorba despre o neînțelegere
dezbatere între autorități. Bâșbâiala polițiștilor și jandarmilor a făcut imposibilă salvarea Alexandrei. Am făcut aseară o discuție cu puternicitul la jandarmi. Mi-a explicat despre ce a fost vorba. Am înțeles că s-a sunat în virtutea unei relații de prietenie către cei de la Craiova. Și omul acela a spus, dom'le, nu mă mai suna pe mine, pentru că eu nu mai lucrez unde știi tu că lucrez. Sună la colegii de la Olt, cum e firesc, dacă ai nevoie de sprijinul jandarmilor. S-a clarificat chestiunea aceasta, s-a sunat la jandarmi la Olt și a fost sprijin. Nu poți să stai să cauți în telefon, în agenda telefonului, să vezi, hai că îl sun eu pe cutare, că îl cunosc și trimite și mie 10 jandarmi. În ceea ce îl privește pe șeful jandarmeriei, Georgian Enache a precizat că acel refuz al comandantului de la Craiova este de fapt o solicitare a acestuia de a se adresa unității competente, adică Inspectoratului de Jandarm Județean Olt, care are un detașament de ordine publică chiar la Caracal. Ministrul interimar al internelor, Mihai Fifor, găsește circumstanțe atenuante pentru operatorul de la 112 care a răspuns la apelul Alexandrei. Operatorul 112 avea un alt apel important, un caz de violență domestică, susține Fifor. În plus, ministrul interimar al internelor a anunțat că nu vrea trecerea 112 la MEAI, cum se înțelesese inițial din spusele sale, ci crearea unui nou dispecerat. Asta însemna că în noul sistem, operatorul STS, reprezentantul ambulanței, al smurdului și polițistul să fie fizic în același centru. Mihai Fifor a precizat că operatorul STS care i-a răspuns Alexandrei avea la momentul respectiv 3 apeluri în așteptare, dintre care unul privind un caz de violență domestică în care existau indicii că s-ar fi putut comite crimă. Acolo a fost o problemă a faptului că nu erau pe un loc. A durat până când s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliție. Dispecerul de la poliție, la rândul lui, era unul singur. Asta este o altă problemă. Era unul singur, avea 3 apeluri simultane. A răspuns Alexandrei, a stat de vorbă, am văzut cu toții în ce manieră a stat de vorbă cu Alexandra, timp în care erau alte 2 apeluri în așteptare, unul dintre ele, de pildă, cu violență domestică, dar violență domestică unde avea indicii că se poate petrece o crimă. După ce a găsit scuză operatorului de la 112, ministrul interimar al internelor a explicat și cum vrea să combată aceste hibe din sistemul de telecomunicații. Vreau să fie pe un loc. Și STS-ul și dispecerii de la celelalte servicii pentru a câștiga timp. În același loc, în același loc. Despre asta discutăm. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. 1. Dacă erau cu toții pe un loc, se putea lua o măsură mult mai rapidă. Poate că dispecerul de la poliție anunța în timp util intervenția și nu aveam această sincopă. Iar primul oraș în care vrea să implementeze noul sistem este chiar capitala. Asta se va întâmpla în București. Începem în București, am spus, până pe data de 8 august se va petrece acest lucru. În momentul în care avem totul pregătit și funcțional, o să vă invit acolo pe toți, împreună cu Raed Arafat, pentru a vă explica dintr-un astfel de punct de răspuns cum se desfășoară activitatea. Sunt șanse mari ca operatorii 112 care nu au depus suficient efort pentru identificarea locului în care era ținută Alexandra să scape nepedepsiți. O arată un caz similar din Timiș, unde un polițist a refuzat să trimite echipajul unui bărbat tăiat cu drujba. Omul a sunat a doua oară la 112, însă până când polițistul a trimis un echipaj, acesta deja murise. Incidentul din Timișoara a avut loc la începutul anului. Când a auzit că ușa de la locuință este tăiată cu drujba, omul a sunat la 112, doar că polițistul, care a preluat apelul, a refuzat să trimită ajutor, spunându-i omului să se culce, întrucât zgomotul se aude la vecini. Insistent, omul a sunat a doua oară la numărul unic de urgență. Însă până când polițistul a trimis un echipaj, acesta deja murise. Deși inițial au pretins că nu există o astfel de speță, ulterior reprezentanții Inspectoratului de Poliție Timiș au admis că există o anchetă în curs. Deși investigațiile au început în urmă cu mai multe luni, polițistul de la 112, care nu a luat măsuri pe moment, nu a fost sancționat nici până în ziua de azi. În urma verificărilor
S-a stabilit că în urma primului apel la 112 nu a fost direcționat echipaj la fața locului de către dispecer. Ulterior, la al doilea apel, după 7 minute, a fost trimis un echipaj care a constatat omorul și a identificat și imobilizat autorul faptei. La data de 21 februarie, conducerea IPJ Timiș a declanșat cercetare prealabilă față de polițist, totodată fiind sesizat și parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara cu privire la săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu de către polițist. Transmiteau reprezentanții poliției Timiș la mijlocul lunii martie. Au trecut 6 luni de la comiterea crimei, iar procedura de cercetare a polițistului din dispecerat este suspendată în prezent. Asta pentru că pe numele acestuia există un dosar penal în care se efectuează cercetări. Organele de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu. Urmarea acestei sesizări din oficiu s-a constituit un dosar penal care se află în curs de soluționare la parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara. Totodată, față de polițist, prin dispoziția șefului inspectoratului, a fost declanșată cercetarea prealabilă, procedură care în prezent este suspendată ca urmare a faptului că pe numele său a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări, au mai declarat reprezentanții poliției Timiș. Ministerul de Interne îi recompensează pe polițiștii merituoși. Proiectul a fost pus deja în dezbatere publică, iar printre recompense se numără prime, distincții onorifice, arme sau ridicarea unei sancțiuni. Proiectul a stârnit imediat un val de critici, mai ales că inițiativa vine în plin scandal, când șeful poliției române și șeful poliției Caracal au fost demiși pentru modul în care au intervenit în căutarea Alexandrei Măceșan. Mulțumiri, prime, arme, ridicarea sancțiunilor, propuse ca recompense pentru polițiștii merituoși. Acest pachet vine chiar din partea Ministerului de Interne, chiar în momentul în care șeful poliției române, Ioan Buda, dar și șeful poliției din Caracal au fost demiși pentru gestionarea cazului Caracal. Mai trebuie adăugat că numai puțin de 8 polițiști sunt cercetați pentru modul de intervenție în perioada de la dispariția fetei de 15 ani și până la prima percheziție la locuința suspectului. Deși au căzut capete, iar premierul Viorica Dăncilă, dar și ministrul interimar de interne Mihai Fifor au anunțat măsuri drastice în sistem, iată că ministerul a depus în dezbatere publică un proiect controversat. Proiectul prevede acordarea unor recompense morale și materiale cadrelor militare care îndeplinesc exemplar atribuțiile de serviciu. Astfel, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea condițiilor de acordare a recompenselor morale, financiare și materiale cadrelor militare din MEAI prevede că pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu cadrelor militare în activitate li se pot acorda următoarele recompense morale și materiale: mulțumiri, felicitări, diplome de merit, citarea prin ordin de zi pe unitate, distincții onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind Sistemul Național de Decorații al României, arme de apărare și pază, ridicarea unei sancțiuni disciplinare. De asemenea, proiectul impune recompense financiare care se acordă în condițiile prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri publice. Țara arde din cauza incompetenței lor și ei vor recompense morale, financiare și materiale, a scris senatorul liberal pe pagina sa de socializare. În plin scandal privind posibilitatea STS de a localiza exact un apel telefonic, instituția pare mai preocupată de binele propriilor angajați și anunță că va organiza o licitație. Aceștia vor să cumpere în mai puțin de 3.000 de telefoane inteligente. Banii provin din fonduri bugetare, iar contractul se va implementa pe o perioadă de 24 de luni și este estimat la 2 milioane de lei. În plin scandal legat de incapacitatea serviciului de telecomunicații de a o localiza pe Alexandra pentru a-i salva viața, ies la iveală cheltuielile scandaloase făcute din bani publici. De la mașini de lux, telefoane și laptopuri de ultimă generație, serviciul responsabil de 112 cumpără orice, mai puțin aplicația de localizare a apelurilor. Cu toate acestea, serviciul de telecomunicații a anunțat ieri o licitație pentru cumpărarea maxim 3.000 de telefoane inteligente. Contract cu o valoare estimată la peste 2 milioane de lei, care va fi finanțat din fonduri bugetare. STS a semnat în luna mai contractul prin care
care dă aproape 1,6 milioane de euro pentru mașini de teren. Printre achiziții se află și contractul de 5,4 milioane de euro pentru construcția unei rețele de telecomunicații, dar și cel de 2,4 milioane de euro pentru echipamente de telecomunicații speciale. Pe lista de cumpărături se mai află 3.000 de laptopuri, în schimbul cărora STS a pregătit 5,5 milioane de euro, 3.000 de telefoane mobile inteligente de ultimă generație, pentru care serviciul este gata să cheltuie peste 400.000 de euro, dar și un centru de date cu rol de disaster recovery în valoare de 5,6 milioane de euro. STS a realocat pentru anul acesta un buget de peste 600 de milioane de lei, cu aproape 70% mai mare față de anul trecut. Este al doilea cel mai mare buget după cel al SRI, care a primit 2,44 miliarde de lei. Mai mult de jumătate din banii primiți de STS de la stat sunt cheltuiți pe salarii și alte beneficii oferite angajaților. Potrivit bugetului pe 2019 postat pe site-ul serviciului, din cele peste 600 de milioane de lei alocate, peste 260 sunt cheltuieli salariale în bani, precum solde, sporuri, alocații pentru locuință, la care se adaugă 50 de milioane de lei, reprezentând norme de hrană, uniforme, transport sau vouchere de vacanță. Cel mai important contract, care vizează achiziția de echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea sistemului 112, este blocat pe rolul Curții de Apel București, după mai multe contestații și o plângere la DNA împotriva STS. Elevii critică intenția premierului Viorica Dăncilă de a amâna începutul anului școlar până pe 16 septembrie. Ei consideră ideea absurdă și lansată cu total dezinteres față de elevi. Mai mult, aceștia au solicitat Ministerului Educației să respingă propunerea. Potrivit Asociației Elevilor din România, amânarea începerii școlii duce și la amânarea examenelor naționale, care ar urma să aibă loc în zile cu temperaturi de foc. Cu siguranță, sunt sigur că și doamna premierul Viorica Dăncilă s-a gândit că va fi o bucurie pentru elevi, doar că în situația de genul acesta trebuie să ne gândim obiectiv. Trebuie să ne gândim la faptul că anul trecut elevii de bacalaureat au susținut examenul în condiții de 35-40 de grade în clase. Asta, toate acestea pentru că s-a decis ca anul școlar să se prelungească o săptămână, motiv pentru care se s-a dat bacalaureatul între 1 și 4 iulie, deci când deja temperaturile au crescut. Aceștia solicită ministrului Educației Caterina Andronescu să respingă propunerea premierului Viorica Dăncilă și să ia în considerare începerea anului școlar la 1 septembrie. Un alt argument ar fi faptul că deja semestrul 1, așa cum este structurat calendarul pentru anul 2019 și 2020, are 15 săptămâni, dacă mai lungă una va avea 14 săptămâni. În 14 săptămâni este dificil pentru orice profesor să predea și să evalueze un elev așa cum ar trebui și există riscul ca totul să devină un hey-rup, să se grăbească atât de tare încât toate aceste procese să nu se mai desfășoare într-un mod eficient. Federația Elevilor din România nu este de acord cu cererea adresată de premierul Viorica Dăncilă ministrului Educației Caterina Andronescu ca anul școlar să înceapă în 16 septembrie și nu în 9 septembrie, cum este stabilit. Autoritatea pentru protecția consumatorilor este în alertă după ce un copil din capitală care și-a îndreptat un breloc cu laser spre ochi a ajuns la spital. Obiectele care par simple jucării sunt extrem de periculoase, avertizează specialiștii. Băiețelul în vârstă de 10 ani se juca fără să știe că laserul este periculos. L-a proiectat în ochi și s-a rănit grav. S-a ales cu arsuri grave ale retinei. Medicii avertizează că aceste jucării sunt foarte periculoase, iar inspectorii de la Protecția Consumatorului anunță că se vor face verificări în toate magazinele de profil. Colegii, nu numai din București, și cei care lucrează în zone în care astea de lucruri sunt importate și comercializate la prima mână, să spunem așa, către alți comercianți, deja desfășoară acțiuni de verificare. Trebuie totuși înțeles că laserele în sine nu sunt numai periculoase. Există pe piață astfel de brelocuri, astfel de lanterne, care fără discuție, chiar dacă au etichetare conformă, pot reprezenta un real pericol. La acest moment, colegii de la București, de la Autoritatea Națională a Protecției Consumatorului, investighează parte dintre aceste brelocuri la specialiști pentru a stabili clasa și impactul care îl poate avea raza asupra sănătății umane, dar da, incidentul acesta este regretabil, fără discuție o să rămânem într-o stare de alertă continuă până când acestea vor fi limitate la informații.
Aviz să-și vândă marfa, comercianții vând astfel de jucării fără să avertizeze sau fără să se gândească vreo clipă la pericolul în care îi pot pune pe copii. Cei de la Protecția Consumatorului și medicii avertizează că astfel de jucării ar trebui retrase din magazine și distruse. Grav accident în această dimineață pe drumul național 1, județul Bihor. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alți 7 au fost răniți după ce un tir și un microbuz s-au ciocnit violent. Potrivit centrului infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a petrecut după ce șoferul microbuzului s-a angajat într-o depășire fără a se asigura, iar microbuzul s-a izbit frontal cu un autocamion. Din nefericire, cele două victime prezentau leziuni incompatibile cu viața. Echipajele medicale și pompierii paramedici au efectuat evaluarea de specialitate a persoanelor rămase în viață și le-au acordat îngrijirile necesare, transportându-le ulterior la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean. Din cele 7 victime, 6 bărbați și o femeie din informațiile pe care le dețin, transportate la spital, una se află în stare gravă, iar celelalte 6 au suferit diferite traumatisme, contuzii și leziuni. Circulația rutieră este blocată pe DN1, iar traficul a fost deviat pe rute ocolitoare pe drumuri județene. Viitor sumbru pentru români, falimentul României nu este doar unul moral, ci și financiar, acuză parlamentarul USR Claudiu Năsui. Reacția acestuia vine după ce Ministerul de Finanțe a publicat datele execuției bugetare la 6 luni. Năsui consideră că soluția ar fi ca statul să scadă cheltuielile, pentru că astfel statul român va ajunge în prăpastie. Falimentul României nu este doar unul moral, ci și unul financiar. Cheltuielile statului român au crescut semnificativ față de aceeași perioadă din 2018. Aceste creșteri nesustenabile riscă să ne aducă la sapă de lemn. Ni se tot spune că există și alte țări care au deficit. Ce nu ni se spune însă este că noi ne îndatorăm, pentru că statul continuă să crească pe banii noștri, de la salarii și cheltuieli de personal la cheltuieli de miliarde cu pensiile speciale. Am tot spus asta și voi continua să o repet. Statul trebuie să scadă cheltuielile pe care tot el le-a crescut. Românii nu pot continua să deconteze incapacitatea politicienilor de a guverna, a scris Năsui pe Facebook. Bugetul general consolidat a încheiat primul semestru din acest an cu un deficit în creștere la 1,94% din PIB, respectiv 19,96 miliarde de lei, de la 1,4% din PIB după primele 5 luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Premiera la Primăria Capitale, Gabriela Firea, a decis înființarea unui birou pentru românii care muncesc în străinătate, dar și pentru familiile acestora. Proiectul vine în ajutorul celor care întâmpină probleme atunci când vin în vizită în țară și doresc să-și rezolve diferite probleme administrative. Gabriela Firea a declarat în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București că Primăria Capitalei va înființa un birou special pentru românii care muncesc în străinătate, pentru că atunci când aceștia vin în vizită în țară să-și poată rezolva diferite probleme administrative. Am decis înființarea unei structuri în cadrul Primăriei Capitalei care să se ocupe de problemele românilor care muncesc în afara granițelor, un birou de politici și strategii pentru diaspora și care va avea două componente. Pe de o parte, românii care muncesc în afara țării, atunci când vin în România să viziteze rudele sau în concediu și au nevoie urgentă, deci într-un timp scurt. Da, tocmai a ieșit de la CSM procurorul care este cercetat acum de inspecția judiciară pentru că nu i-ar fi lăsat pe polițiști să intre în casa suspectului. A fost o întreagă controversă. Au stat polițiștii foarte mult timp, timp prețios pe care l-au petrecut înainte de a intra în casa, în casa suspectului, deși erau date clare, date furnizate de Alexandra, numai apelului la 112, cum că în casa respectivă se petrecuseră niște lucruri foarte grave. Ei, vom afla ce se va întâmpla cu acest procuror. El a fost cercetat de inspecția judiciară, este cercetat de inspecția judiciară și a spus punctul de vedere și vom vedea care este decizia colegilor lui din CSM.
Cel mai mare vulcan din Mexic stă să erupă, iar localnicii sunt extrem de îngrijorați. 10 de explozii subterane au avut loc în ultimele ore, iar vulcanul a fost extrem de activ în ultimele săptămâni. Cu mai multe detalii și imagini, revenim după o scurtă pauză de publicitate. O companie românească va fora în Marea Neagră. Grupul Servicii Petroliere, companie cu capital autohton, a câștigat contractul de servicii integrate pentru foraje în perimetrul de mică adâncime Istria. Proiectul este programat să înceapă în a doua jumătate a acestui an și se va întinde pe o perioadă de 8 ani. Compania românească GSP Offshore a câștigat licitația pentru asigurarea serviciilor integrate offshore ale instalațiilor și echipamentelor din perimetru de mică adâncime Istria, organizată de OMV Petrom. Contractul se întinde pe o perioadă de 8 ani, a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziție publică și este estimat la peste 1 miliard de lei. Compania petrolieră avea nevoie de un singur furnizor pentru aproape 100 de tipuri de servicii, printre care, spre exemplu, cele de scufundări, catering sau mentenanță. Tocmai de aceea a fost organizată o licitație deschisă la care au participat mai multe firme autohtone și internaționale. În final, a fost declarată câștigătoare compania românească GSP Offshore, deținută de omul de afaceri Gabriel Comănescu. În ultimii 15 ani, compania și-a dezvoltat expertiza în servicii integrate pentru industria offshore de petrol și gaze și se va ocupa și de operațiuni portuare, transport maritim, servicii de aviație și alte servicii de asistență. De altfel, OMV Petrom a anunțat în această lună că a început din nou forajul în apele de mică adâncime ale Mării Negre în perimetrul Istria, în care două sonde vizează suplimentarea producției din zăcământul Lebăda Est, descoperit în 1979, de unde se extrag țiței și gaze asociate. Primăria Bucureștiului vrea să taie 10 de arbori seculari plantați încă dinainte de cel de-al doilea război mondial din Parcul Cismigiu. Motivul? Primarul general al capitalei a votat ieri reabilitarea peisagistică a Parcului Cismigiu din capitală. Potrivit proiectului, lucrările de reabilitare ar dura 3 ani și vor costa 10 milioane de euro. În schimb, opoziția spune că parcul va fi distrus prin amplasarea 16 spații comerciale, iar profitul ar intra în contul unor apropiați ai partidului. S-a votat proiectul prin care grădina publică Cismigiu va fi restaurată, ceea ce înseamnă un proiect care se va întinde pe 3 ani, care vizează defrișarea 200 de copaci, printre care platanii seculari, care se găsesc la intrarea parcului. Toate acestea pentru o sumă de 10 milioane de euro și pentru mai ales crearea de spații comerciale. Deci 16 spații comerciale vor fi construite în grădina Cismigiu. Asta înseamnă desfințarea locului de joacă, desfințarea țarcului de câini. Primăria Capitalei va investi 10 milioane de euro în reabilitarea peisagistică a Parcului Cismigiu din capitală, potrivit unui proiect de hotărâre votat miercuri în ședința Consiliului General al Municipiului București. Decizia a provocat un val de reacții negative. Acest proiect de a face ceva cu Cismigiu, doar că nimeni nu înțelege ce se întâmplă cu Cismigiu, nu este pusă documentația la dispoziție, toată documentația care ar trebui să existe pentru un proiect de restaurare, de exemplu. Și atunci oamenii, neînțelegând ce se întâmplă, au venit în primul rând să discute ce se întâmplă, ce a înțeles fiecare și ce se poate face pe viitor pentru a clarifica lucrurile, pentru că nimeni de aici nu este împotriva reabilitării și restaurării parcului, dar totuși trebuie să înțelegem cum se întâmplă acest lucru. Dar cum e prezentată reabilitarea asta? Asta este chestia că e foarte ambigu, e o diferență între reabilitare și restaurare, mai ales când vorbim de un parc istoric. Și nu este prezentată decât așa, cu niște gâlme colorate, nu există specificații tehnice în legendă, de exemplu sunt anumite gogoloaie de ne întrebăm dacă sunt arbori sau sunt umbreluțe, nimeni nu știe, avem cu roz și arbuști și alei, nu știm dacă sunt peste tot alei sau dacă sunt peste tot arbuști și așa mai departe. Deci, practic asta am încercat astă seară să găsim niște răspunsuri și să venim cu niște, să ne organizăm și să venim cu ceva concret de făcut ca să nu permitem de fapt distrugerea parcului. Ne-am întâlnit mai mulți oameni din cartier, în care acție a proiectului de modernizare a Cismigiului aprobat de primăria municipiului București, un proiect aprobat, băgat oarecum pe supreș, de care noi nu știam nimica, nu am fost consultați în niciun fel, și un proiect care are un impact destul de mare, pentru că vor fi tăiați peste 200 de arbori, mare parte dintre ei vor fi arbori monumentali.
spitali seculari. Gabriela Firea spune însă că nu vor fi defrișări. Dacă cineva are de gând să facă defrișări, pleacă acasă. Oricum nu se va face așa ceva cu acordul meu. Sunt unul dintre oamenii care a militat și în Parlamentul României ca senator să nu se taie niciun copac de niciunde. Cu atât mai puțin aș fi de acord să facă ceea ce spuneți dumneavoastră. Defrișări masive, să intrăm cu buldozere, să nu mai intre nimeni în zonă. Creați o atmosferă de apocalipsă pentru un proiect atât de necesar, în legătură cu care noi avem discuții destul de avansate să putem să intrăm pe fonduri europene. Este vorba de 10 milioane de euro și avem șanse și ne vom înscrie imediat la primul anunț de fond și nu vom sta degeaba, a declarat Gabriela Firea. Cel mai mare vulcan din Mexic stă să erupă, iar localnicii sunt extrem de îngrijorați. Zeci de explozii subterane au avut loc în ultimele ore, iar vulcanul a fost extrem de activ în ultimele săptămâni. În apropierea sa trăiesc aproximativ 25 de milioane de oameni, iar o erupție puternică ar putea provoca o tragedie. Unul dintre cei mai cunoscuți vulcani din lume, celebrul Popocatépetl din Mexic, dă semne că ar putea erupe în orice moment. Agenția de prevenire a dezastrelor din Mexic a dat publicității imagini cu craterul care emană coloane uriașe de fum. Numai în ultimele ore au fost înregistrate zeci de explozii subterane, iar conul vulcanului a aruncat în aer vapor de apă și gaze, dar și cenușă și alte materiale incandescente. Vulcanul de 5426 de metri înălțime a fost deosebit de activ în ultimele săptămâni, iar localnicii se tem că acesta va erupe și va provoca un dezastru în zonă, mai ales că în jurul lui trăiesc numai puțin de 25 de milioane de oameni. Surpriză uriașă pentru pasagerii unui avion ce zbura pe o rută din Statele Unite. O însoțitoare de bord s-a urcat în compartimentul pentru bagaje, doar pentru a-i face pe călători să se simtă mai bine. Unii dintre ei însă s-au arătat deranjați de ideea ei și au depus o plângere împotriva stewardesei. Cuts off just as the flight attendant rolls over in the bin and addresses the passengers, but it is difficult to make out what she says. Pasagerii unui zbor dintre Nashville și Philadelphia au rămas uluiți după ce una dintre însoțitoarele de zbor s-a urcat în compartimentul pentru bagaje și a stat acolo timp de 10 minute. Femeia a încercat să-i amuze pe pasageri, să-i facă să râdă. Veronica Lyle și colegii ei au devenit cunoscuți pentru farsele pe care le fac în timpul zborurilor. Se pare însă că unii pasageri nu au gustat gluma, ba chiar s-au declarat deranjați și au depus plângere împotriva însoțitoarei de zbor. S-a urcat în locul bagajelor. Compania aeriană sare în apărarea stewardezei și spune că e doar o încercare de a-i amuza pe pasageri. Angajații noștri sunt cunoscuți pentru simțul umorului. În acest caz, o însoțitoare de bord a încercat să detensioneze atmosfera de la îmbarcare și s-a urcat în locul bagajelor. Nu e o procedură normală, dar angajații noștri au tot timpul în gând siguranța a pasagerilor, se arată în comunicatul de presă al companiei aeriene. Punem punct aici jurnalului. De la Fix vă așteaptă Tudor Barbu, sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!